În prezent, peste 20% din toate medicamentele comercializate sunt fabricate cu ajutorul biotehnologiei și se estimează că în următorii ani se va ajunge la un procent de 50%. Apariția medicamentelor biologice a adus schimbări majore în numeroase arii terapeutice. Domeniile medicale care au beneficiat cel mai mult în urma introducerii medicamentelor biologice sunt oncologia și reumatologia prin imunoterapii care cresc eficiența sistemului imun, terapiile celulare CAR-T, anticorpii monoclonali țintiți care inhibă în mod specific diverse mecanisme, vaccinuri și alte molecule imunomodulatoare. Spre deosebire de medicamentele obișnuite, care sunt produse prin sinteză chimică, medicamentele biologice sunt produse de către organisme vii. Astăzi se folosesc bacterii sau linii celulare modificate, care provin de la diferite mamifere. Producerea unui medicament biologic începe în laborator, unde gena corespunzătoare substanței active este introdusă în microorganismul cu rol de fabrică. Ulterior, microorganismele astfel modificate sunt introduse în bioreactor, unde se multiplică și produc substanța activă. După ce masa de celule și-a încheiat ciclul, care durează aproximativ 2 săptămâni, lichidul din bioreactor este extras și începe procesul de purificare. Acest proces îndelungat este monitorizat permanent pentru a asigura un nivel optim de calitate. Fiind produse cu ajutorul organismelor vii, efectele terapiilor biologice depind de numeroase variabile, precum liniile celulare folosite sau tehnica de laborator. Față de medicamentele de sinteză, căror producție implică circa 50 de verificări de calitate, o linie de producție biologică necesită aproximativ 250 de testări. În funcție de boala pe care o testează, medicamentele chimice sunt aprobate fie de către autoritățile naționale ale medicamentelor, fie printr-o procedură centralizată de aprobare desfășurată de către Agenția Europeană pentru Medicamente. În schimb, toate produsele medicamentoase biologice noi trebuie să urmeze procedura centralizată, fiind analizate de Comisia pentru Medicamente de Uz Uman a Agenției Europene a Medicamentelor, care acordă aviz pozitiv sau negativ. Medicamentele biologice nu se pot administra pe cale orală, deoarece ele sunt proteine și ar fi digerate. Acesta este motivul pentru care medicamentele biologice trebuie să fie administrate prin injecții sau perfuzii. În plus, trebuie păstrate în condiții corespunzătoare, deoarece, ca orice substanță organică, sunt foarte sensibile la temperatură, la diferențe de pH și se degradează rapid dacă sunt păstrate sau transportate în condiții necorespunzătoare. Din acest motiv, medicamentele biologice se păstrează la frigider și trebuie să respectate condițiile de manipulare specificate de producător. În comparație cu medicamentele clasice, cele biologice au prețuri mai mari din cauza complexității procesului de producție, cerințelor de omologare și supraveghere mai riguroase. Un biosimilar este un medicament biologic foarte similar unei terapii biologice de referință deja aprobate. Din cauza modului de producere, un biosimilar nu poate fi identic cu medicamentul de referință. Dacă în fabricarea biologicului original atenția se îndreaptă în studiile clinice asupra siguranței și eficacității medicamentului, pentru biosimulare trebuie aprobate similaritatea cu originalul din punct de vedere al structurii, compoziției și activității in vitro. Aceste studii sunt strict reglementate de Agenția Europeană a Medicamentului pentru a asigura aceleași efecte benefice pentru pacienți. În urma aprobării, monitorizarea biosimilarului este strictă pentru a detecta posibile reacții adverse necunoscute. Biologicele și biosimilarele pot fi considerate opțiuni terapeutice sigure și eficace dacă sunt folosite în mod adecvat la recomandarea medicului conform indicațiilor. La nivel mondial, peste 350 de milioane de pacienți beneficiază anual de medicamente obținute prin procese biotehnologice. Mai multe detalii despre biotehnologie și medicamente biologice găsiți pe site-ul raportuldegardă.ro și pe pagina de Facebook Raportul de Gardă.